la întrebările dumneavoastră. Eu vreau să mă uitam cu un foarte scurt, pentru că, fiind gata, e bine să vorbesc mai puțin. Atât eu, cât și colegul meu, co-președintele USL-ului de la organizația Partidului Social Democrat, o să spună punctul de vedere. Noi vrem astăzi să oficializăm ceea ce s-a discutat în aceste ultime luni. Vrem să arătăm și să nu mai mergem, să zicem așa, cum spune presa mascată, așa și eu cum. Suntem în pragul depunerii dosarelor. Sunt o parte din primarii care vor merge pe USL. Vedeți și dumneavoastră și fac un pic cu o trimitere care se întâmplă în Parlamentul României. Că Partidul Democrat Liberal instituțiază pe zi ce trece și numărul de parlamentari, iar eu consider că șansele ca această moțiune, o moțiune de bine și să treacă și guvernul Jureanu să cadă.